mesajul să riști totul? Joacă dublu sau nimic. În această dimineață, prieteni, la dublu sau nimic începem de la 400 de euro și putem ajunge până la 3200 de euro, premiu pentru care este pregătit să intre în concurs în această dimineață George din Cugir. Bună dimineața! Dimineața! Ce faci, George? Ce mai e prin Cugir? Ce să fie? Momentan tot la muncă. Momentan tot la muncă. Adică ai lucrat de noapte? Nu, să schimb unul. Ah, dacă mai facem schimbul 2. A venit la 8 mai și prelungit. Tot la muncă. Că dacă ai spus că tot la muncă, am crezut că te-am prins. Nu schimbul 3, nu. Ok, și ce, și 2. Ce lucrezi tu, George? Momentan sunt lăcătuș, montator. Și anterior, la o firmă. Și anterior ce ai fost? Că acum ești lăcătuș, mai devreme ce erai? Păi nu, tot un fel de lăcătuș, dar... Dar mai puțin mecanic. Păi nu, că zici că momentan sunt la muncă. Păi dacă, nu, mai multe locuri de muncă fac tot altceva, deci nu... A, lucrezi în mai multe locuri? În două locuri. Cinste ție, George, bravo. Foarte tare, bravo, felicitări. Asta este, da, mulțumesc. Sper să-ți meargă bine și din astea două să înveți ceva și să progresezi după aceea. Că eu asta este sperăm planul. Că se vor schimba lucrurile. Bravo. Eu sper să în dimineața asta să iei un salariu și de la noi. Hai, că sunt bani mulți în joc. Ai nimerit, George, la o ediție cu premii mari. Aha. S-au acumulat, iată, de 4 zile și plecăm de la 400 de euro în dimineața asta. George, bănuiesc că asculți concursul nostru și știi regulile. Ai 6 secunde să răspunzi la fiecare întrebare. Ascult, dar regulile nu știu așa în mare. Păi fii atent. Eu o să-ți adresez o întrebare, da? Și o să pornească un cronometru. Ai 6 secunde să răspunzi. Da? Dacă răspunsul tău este corect, pe urmă poți decide dacă vrei să dublezi suma respectivă și mai primești o întrebare sau să te oprești și să încasezi banii pe care i-ai câștigat până în acel moment. Adică, dacă răspunzi corect la prima întrebare, ai 400 de euro. Da. Și poți să-i păstrezi, te oprești acolo sau mergi mai departe, mai alegi încă o întrebare. Dacă răspunzi corect și la a doua, faci 800. Uh-huh. Mai ai încă una. Poți să păstrezi 800. Dacă nu știu, 1600. Dacă răspunzi corect. Dacă nu, pierzi toți banii. Asta e. Deci toți. Nu... Am înțeles. Da. Adică e dublu sau nimic. Am înțeles. Și cele 6 secunde încep în momentul în care Luca a terminat de rostit întrebarea. Că poate nu auzi corect... cronometru. Și deci trebuie să dai răspuns. După ce ți-am adresat întrebarea, pornește cronometru, ai 6 secunde să răspunzi. Dacă ai răspuns după încheierea celor 6 secunde, nu mai este valid răspunsul, da? Am înțeles. Hai că e simplu. De singur ești singur, apari singur. Momentan sunt singur. Că îți prindea bine dacă mai aveai vreun coleg ceva. Momentan e un lăcătuș singur. Știu, da. No. Hai, concentrează-te. Hai că e simple întrebările, serios. Lasă la o parte emoțiile, concentrează-te și dacă nu știi răspunsul și simți că se apropie timpul de final, spune ceva, orice, că știi cum e, poate îl nimerești. Poate subconștientul. Da? Aia da, și asta e una. Bine, hai. George, hai! 400 de euro. Atenție! Așadar, George, pentru 400 de euro, la dublu sau nimic, în această dimineață, trebuie să ne spui... În ce stat american se află orașul jocurilor de noroc, Las Vegas? Las Vegas. Statul. Nu. Nu știu. Deci aici m-ați prins. Da. Orașele americane sunt în state, cum ar fi la noi cu girul, în ce județ e? Da, Alba, da. Ai văzut? Știu ce spuneți, dar nu le-am. Cu jocurile de nu trebuie să le ai cu filmele, dacă le aveai, că prin filme... Da. E Nevada, e în deșert, în mijlocul deșertului. În mijlocul deșertului în Nevada s-a construit acest oraș al păcatelor, Las Vegas. Și distracții. Și distracții. Distracția vine la pachet de cele mai multe ori și cu... De nimic, George. Cu păcatele. George, ne pare rău. Și mie. La muncă. Mai înscrie-te. Da, păi numai la muncă. Și cine ești? Nu se poate.
Poate mai nimerești altă dată și poate e parte de o întrebare. M-am înscris prima dată, am zis că mă înscriu și nu m-am înscris și n-am crezut că mă sună. M-am și văzut cu un număr pe care nu-l cunosc. Ce tare. Adevărul deci, că uite. N-am crezut că... Stai puțin, George, când te-ai înscris? Ieri. O, ce baftă. Să vezi ce norocos ești, că avem zeci de mii de înscrieri, adică... Dacă știam și răspunsul, eram și mai norocos, da? Da, da. Așa este. Nu-i nimic, data viitoare. George, spor la treabă, ascultă-ne în continuare, ascultă concursul să te obișnuiești cu întrebările și mai înscrie-te că nu se știe niciodată. Da, așa este. Dublu sau nimic, cel mai deștept concurs radio, revine mâine în Deșteptarea la Europa FM.